ziua, stimați colegi, domnule primar, doamna secretar, permiteți să începem ședința de comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Votarea se va face și online. Pentru cei care sunt online. Motivați. Da, motivați. Vă rog să votați. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Mocanu, dacă ne auziți, cum votați? Pentru PNL. Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică? Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot ca și cei motivați să poată vota în sistem online și noi să dăm avizul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, deci 3 voturi pentru, o abținere și o absență. 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare și folosință a unei suprafețe de teren situată în extraordinarul municipiului Moinești, Clubului Sportiv Municipal Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, inclusiv online. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Domnul Mocanu, mă auziți? Pentru. Da, mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot să se voteze și online. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci, 3 pentru, un vot împotrivă și un abținere. 3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, vă rog, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, inclusiv online. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Abțineri, mulțumesc. Pentru. Comisia juridică, discuții, întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 3 pentru, 1 vot împotrivă și 1. Domnul Dutacă este absent motivat, trebuie să propunem președinte de ședință pentru altă. Oricum pe Bușioc Iulian. Nu se mai propuneri? Nici propuneri. Grupul PNL nu are propuneri? Comisia de Urbanism, supun propunerea la vot. Cine este pentru ca domnul Bușioc să fie președinte de ședință? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. La Comisia Economică, cine este pentru? Domnul Bușioc. Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, votul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Clausul 1. Pauză. Pauză. Deschidem ședința extraordinară de astăzi, convocată prin dispoziția primară nr. 726 din 13 a 2021, în stabilim la articolul 133, alineatul 2, litera A, din Ordonanța Guvernului României 357/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. La ședință sunt prezenți 16 consilieri, deci este legal constituită această ședință. Dintre aceștia, 14 au prezență fizică, iar 2, și anume domnul Bogdan Dragăștăginu și domnul Măcabinian, sunt prezenți online. Da. Întrucât în această ședință nu avem președinte de ședință, datorită faptului că domnul Crisunel Dutacă lipsește motivat, sunt niște propuneri, adică este o singură propunere de fapt din partea comisiilor pentru a alege un președinte de ședință pentru data de astăzi. Așadar, urmează să supunem la vot, ținând cont de avizele comisiilor de specialitate, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru ședința extraordinară de astăzi, 18/10/2021. În persoana domnului Bușioc Iulian, care a fost propus de către comisiile de specialitate, o comisie de specialitate. Cine este pentru ca domnul Bușioc Iulian să fie președinte de ședință? Pentru. Cred că sunt unanim la ați acceptat unanim, am observat. Deci se aprobă ca domnul Bușioc Iulian să fie pentru această ședință președinte de comisie. Președinte de ședință. Da. Pentru această ședință extraordinară de astăzi, cu 16 voturi pentru. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce lucrurile ședinței. Supunem la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare de 18/10, da? Cine este pentru? Pentru. Cine mai rămâne? Mocanu. Domnul Mocanu, ne auziți? Pentru atenție. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli de anul 2021. Raport Comisia de Urbanism. Raport favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o abținere. Discuții? Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva aspecte aș vrea să supun atenției dumneavoastră și aș vrea pe doamna Vădureanu să dea câteva răspunsuri. În ceea ce privește veniturile, este clar de unde provin. Aș trece la capitolul 2, la cheltuieli. Avem aici o cheltuială de 76.000 lei. Este vorba de hotărârea Consiliului Local privind virarea către Consiliul Județean, înțeleg, da? Da, mulțumesc. Mulțumesc. La învățământ am văzut, sunt pentru uz funcțional, sănătate, medicamente și așa mai departe, materiale sanitare. M-aș opri un pic la cheltuiala la punctul cultură, recreere, religie. Avem o cheltuială de 52.000 lei. Văd că 2.000 sunt la bibliotecă, 7.000 la zone verzi. Apare aici alte cheltuieli în domeniul culturii, recreere și religiei, 43.000. Dacă puteți să-mi spuneți la ce se referă această cheltuială. Deci, suma de 43.000 alocată la alte cheltuieli în domeniul culturii, recreerii și religiei a avut la bază hotărârea Consiliului Local de aprobare a evenimentului pentru semestrul 2. Și alocarea bugetară și execuția bugetară. Deci a fost o estimare a acelor cheltuieli aprobate pentru hotărârea Consiliului Local și încadrarea lor în buget. Da, bănuiam că asta reprezintă suma de 43.000 de lei. În schimb, noi știm, conform legii bugetului, 273, în buget trebuie cuprinse sume de bani aprobate legal, pentru activități aprobate legal. Cred că anterior aceste alocări de 43.000 de lei trebuia să venim cu o modificare la hotărârea Consiliului Local prin care să suplimentăm sumele. Modificam întâi hotărârea Consiliului Local ca să avem temeri legale introduse. Suma aceasta este cuprinsă. Este cuprinsă. Nu este depășire de plafon aprobat? Nu. Păi, ca să putem angaja o cheltuială, noi trebuie să avem atât hotărârea Consiliului Local de aprobare evenimente, cât și hotărârea Consiliului Local de alocare de sume în buget. Există acea hotărâre. Deci, această sumă de 43.000 de lei reprezintă suma cu care noi am bugetat evenimentul sau este o sumă care, de care s-a depășit bugetul? Nu există. Deci nu există sumă de care s-a depășit bugetul. Am înțeles. Deci, o alocare de sume... Mai este până la considerăm calendarul de evenimente, mai sunt evenimente. Da, dar sunt puse de... Am înțeles. Da, corect. Dacă e așa, eu credeam că este o depășire de sumă. Mai avem aici, la punctul 10, servicii de dezvoltare publică, 320.000, 200.000 lei reparații curente. La ce se referă? Aici se referă la lucrări de reparații asupra zonelor denicinte ale zona blocurilor, parcărilor, ce n-a fost cuprins în proiectul de mobilitate și mai reparăm pe aici, acolo, câte o parcare, câte o incintă, aici, în zona locuințelor. Deci, am reparații curente în zona locuințelor. Am înțeles. Mai văd o sumă de 546,76.000 lei pentru deșeuri către plată, către Rompres. Da, către azi. E prezumat până la sfârșitul anului sau factori restanți? Deci, dacă v-ar fi dat la partea de venituri, am estimat, față de bugetul încasat, deci, mergem pe pagina, chiar pe pagina 1, Deci, pe pagina 1, la venituri, la taxe speciale, am avut o estimare de buget pe 2021, de 2.653.000. Da, s-a încasat mai puțin, am văzut. Care a fost nu. Asta este estimarea pentru anul 2020, care a avut la bază încasarea anuală pe 2020. Acum am încasat mai puțin la 30 anual. E normal că oară anul 2020 cu 9 luni din 2021. Dar estimăm, optimistii drept, dar nu chiar din nerealizat, ca până la sfârșit de an să încasăm undeva la 3.200.000. Deci 3.200.000 lei, Cu încasarea prezumată acoperind cheltuielile de salubritate? Cu încasarea prezumată acoperă cheltuielile până la nivelul lunii septembrie și până în octombrie, noiembrie, decembrie, ceva de genul. Că văd că deja avem un deficit la... Da, pentru că am intrat în anul 2020, un an care a fost încasări foarte mici, n-am putut să facem nici executări. Și în ianuarie, februarie am plătit din banii de anul ăsta și și acum procedăm cu cei de la executări serite pentru recuperarea sumelor care nu au fost încasate în 2020. Care este ponderea celor care nu plătesc serviciul de salubritate? Agenții economici sau persoane fizice? Care nu plătesc. Da. De încasările sunt mai mici. Dacă sunt mai mici, înseamnă că unii nu au plătit. Nu sunt mai mici. Nu, prezumatul la... Sunt mai mici încasările decât stabilit. Niciodată nu o să se poată încasa 100%. Oricât din măsuri de executare spirită am luat, oricât informări, noi mergem și noi pe toate căile legale. Deci nu știu dacă ați mai urmărit site-ul, anunțul la fișier, peste tot am scris și am rugat, am mers și pe bunăvoința populației, dar nu se ajunge la situația din anul în care am rămas cu serviciul neprestat. Dar, în general, persoanele fizice sunt cele care, să zicem, plătesc un pic mai greu. Chiar dacă mergem în măsuri de executare spirită. Au mai multe surse, n-au doar taxe speciale, mai sunt de regulă cei care nu plătesc, au amenzi, amenzile se încasează cu prioritate la măsura de executare silită, ar fi... Iar dacă nu veni să plătească amenda, atunci nu plătești nu stabilizarea, pentru că banii care îi dă prima dată se duc la amendă, la cea mai vechi datorie. Și de regulă cei care care nu plătesc și merg cu executare, întâi ne iau amens. Până ajung să reușesc să mai încasez taxă, mergem și prin părinți, încercăm și noi să facem tot ce se poate, dar niciodată nu o să poată fi încasat 100%. Deci e clar și există un deficit la încasare. Da, la secțiunea de dezvoltare văd aici o cheltuială de 255.000, iarăși la cultură 55.000. Deci, la secțiunea de dezvoltare am mers doar pe analizarea obiectivelor de investiții din lista de investiții. N-am majorat nimic ca partea de venituri. Am diminuat suma de 255.000 la reabilitare stradă imediat Nicuienea. Da? Da. Că atât a fost nevoie, ca să pot să-mi suplimentez, nu mai era câte ceva. Pe partea de cultură am prins 15.000, exact la un sistem de conferințe și vot pentru sala aceasta, întrucât... S-a mărit, erau 80.000, s-a dus la 90. Am reușit să achiziționez de la suma asta. Deci, inițial am avut oferte cu suma asta, între timp n-au mai dat curs ofertelor noastre și un ansamblu de bani de tracțiuni pentru exterior care va fi... Ce sunt astea? În baza unui grant, am menționat undeva în raport. Un grant încheiat cu Comisia Europeană pentru 5.000 de euro, da? 5.000 de euro o să încasăm. E un sistem penal care trebuie să-l punem lângă locul ăla de joacă de sus de trăsuri. De vale, de forță. Da, mulțumesc. Și am alocat 130.000 la modernizarea infrastructurii electrică la Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Da, dar e un proiect care se poate pune până la sfârșitul anului, până la 31 decembrie, pentru înlocuirea întregului sistem electric. Ca urmare a incendiului de la Constanța, a fost o videoconferință cu Ministrul Sănătății, cu președintele Consiliului Județean, după care am științat o discutare din județ pentru a lua măsuri pentru înlocuirea instalațiilor electrice. Am găsit această axă de finanțare care are depunere până la 31 decembrie. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Domnule Peluș, domnul Mocanu. Pentru. De acum. Pentru. Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind darea de administrare și folosință a unei suprafețe de teren situate în Exarganul municipiului Moinești, Clubul Sportiv Municipal Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Raport favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 1 vot împotrivă. Discuții. Domnule primar, stimați colegi, cu părere de rău vreau să vă spun că proiectele de hotărâre numărul 2 și 3 nu pot fi supuse votării astăzi datorită unor vicii legislative. Deci, aceste două proiecte de hotărâre nu au fost argumentate juridic în mod corespunzător și o să vă explic despre ce este vorba. În primul rând, Clubul Sportiv Municipal nu poate primi în administrare sau folosință terenuri agricole și în speță pășuni, pajiști. În argumentarea juridică din proiectul de hotărâre se invocă Ordinul Ministrului Agriculturii numărul 83 din 2018. Dacă citeam cu atenție acest ordin, observam că la articolul 2, litera A și B, spune că acest ordin nu se aplică în cazul pajiștilor, iar încadrarea juridică în cazul pajiștilor o reprezintă Ordonanța Guvernului României numărul 34/2013. Și uitați ce spune Ordonanța Guvernului României numărul 34 din 23 aprilie 2013. Legea instituie obligativitatea concesionării suprafețelor de teren ocupate cu pajiști aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, doar asociațiilor locale de crescători de animale și având în vedere că suprafețele de pajiște aflate în domeniul privat al unităților administrative teritoriale nu pot fi concesionate în baza ordonanței de urgență a Guvernului numărul 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată și așa mai departe, este necesară reglementarea regimului de urgență a modului de utilizare a pajiștilor. La articolul 5, deci articolul 1 spune că scopul prezentei ordonanței de urgență reprezintă reglementarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor din extravilanul localităților. La articolul 5 o să găsim niște... Mă văd nevoie să vorbesc, nu vorbim de pajiște acolo. Pajiștele sunt împărțite pe locuri care sunt concesionate la asociații și fundații. Acolo, cu odată cu parul care s-a făcut, a fost păsări de la, nu mai sunt la pajiște. Toată suprafața aia nu este la pajiște. Este pășune, domnul primar? Păi, vedeți că în toate documentele pe care le prezentați, raportul de aprobare, raportul de specialitate, vorbește despre darea în administrare și folosința pășunii. Al unei suprafețe de 578 metri pătrați pășune. Așa spune în toate documentele, că altfel nu luam cuvântul. Eu văd terenul, nu văd aici. Mergem la... Mergem aici, ca să vedem ce spunem în proiect de hotărâre. Se vorbește despre plășune, de tot. Nu este vorba de terenul de lângă acel bar, de acolo? Da, acela este pentru Clubul Sportiv Moinești, nu pentru Clubul Sportiv Moinești. Uitați, raportul de specialitate. Prin cererea numărul 30091 din 14/10/2021 a Clubului Sportiv Municipal Moinești solicită acordul pentru scoaterea temporară din circuitul agricol aceste 78 metri pătrați teren extravilan, categoria de folosință pășune, numărul cadastral 6797 și așa mai departe. Și există și cererea clubului sportiv, care vorbește despre aceeași suprafață de teren. Din punctul meu de vedere, din punct de vedere juridic, nu aceasta este procedura. Cred că la articolul 5 din ordonanța 34 sunt niște excepții. Adică poate fi scos din circuitul agricol chiar și pășunea, spune acolo, pentru construcții de interes local, numai un pic, declarate astfel prin hotărârea Consiliului Local. Ei, ca să putem face, eu sunt de acord cu acea pistă, nu credeți că zice contra, dar trebuie să o facem legal. Deci mai întâi cred că unitatea administrativ-teritorială trebuia să facă demersurile de scoatere din circuitul agricol, acele suprafețe de teren. Și după aia, prin hotărâri din Consiliul Local, să schimbăm regimul juridic în curs construcții și apoi să dăm în administrarea clubului sportiv. Pentru că în situația asta clubul sportiv nu poate primi în administrare sau folosință pășunii. Dar eu nu pot să solicit dacă sunt proprietarul. Ba da, acordul proprietarului. Și acordul proprietarului este hotărârea Consiliului Local. Și noi justificăm scoaterea din circuitul agricol pentru amenajarea unei... pentru construcția aia, piste de biciclete. Da. Și nu este o problemă. Aprobarea o dă Comisia Județeană, știți, cu taxa care se plătește la Ministerul Agriculturii. În 30 de zile se primește răspunsul. Deci noi putem... Asta la casă, mă gândesc că să timp să pierdă finanța. Îmi dă Consiliul Județean 50.000 de lei. Știu, domnul primar, dar despre proiectul ăsta știm de un an de zile și puteam să facem acești pași anterior. Avea o altă, inițial o altă sumă, nu s-a mai dat suma respectivă, s-a renunțat pe Consiliul Județean, nu de către noi la ce a fost inițial. Se gândiți la altă locație, am înțeles. Bine, eu vă spun cum este cu respectarea legii. Dacă vreți să o faceți fără respectarea legii, hotărârea vă aparține. Hotărârea ne aparține, se notă de secretar. Aici l-a menționat în... și a asumat când a semnat. Dacă a spus că este de interes local al clubului, dar nu este de interes să dea cineva să construiască pentru orice societate comercială sau pentru a menționat în interesul local, dar nu interes local. Nu. Pentru construcții de interes local se pot face demersuri de scoatere de sub circuitul agricol. Dar sub nicio formă clubul sportiv nu poate primi astăzi, printr-o hotărâre de Consiliul Local, înainte de a scoate din circuitul agricol o pășune. Se spune la hotărârea următoare pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, asupra vieții de 578 de metri. Nu mă fac înțeles, dar asta e. Eu deci, consider că este o activitate de care o prestează cetățeni, copii și toți din municipiul Moinești. O face în interes public, în interesul cetățean, nu în interesul unei afaceri sau altfel de... Așa. Plus de asta se scoate din circuitul agricol cu hotărârea care a spus. Ne asumăm asta Consiliul Local. Dacă vreți să vă asumați încălcarea legii, hotărârea va aparține. Ne asumăm scoaterea din circuitul agricol a 578 de metri pentru a fi folosită de administrare clubului sportiv al municipiului Moinești, cu personalitate juridică. Nu este... De acord, scoateți din circuitul agricol și după aia dăm în administrare. Ca să poată lua. N-aș lăsa o finanțare ca să degiversăm un lucru care deja este specificat în expunere și în toată. Ei, eu v-am spus cum este legal. Mulțumim. Eu consider că este legal și consider că se face un lucru pentru comunitatea noastră. Deci, atrage niște bani de la Consiliul Județean care nu i-a luat nimeni din județul Bacău, vă spune pe activitățile astea. Asta ca urmare a implicării celor de la Clubul Sportiv. Că e ca urmare a implicării lor, nu neapărat la... Am repetat că eu sunt de acord cu această investiție, dacă nu facem, dar eu vă sunt obligat, ca membru al Comisiei Juridice, să vă aduc la cunoștință cum este legal. Cum supuneți dumneavoastră la vot, cu toată responsabilitatea, vă spunem că încălcați legea. Dom'le, dacă o să o conteste, dacă o să constați că e ilegal, o să vedem să o retragem sau o aprobăm, să-i facem tot ce trebuie. Dar la momentul ăsta e tot ca să pierdem această finanțare și am garanția că este legal, atâta timp ce secretarul nu poate participa din motive personale. Dar a semnat, legislativul a semnat. Prin această hotărâre va exprima raportul pentru scoaterea și apoi asigurarea, deci eu consider că nu este nicio problemă. Doar succesiunea de hotărâri, că întâi este hotărârea numărul 3, trecută numărul 2, pe această ordine de zi de astăzi, și apoi numărul 3, dar noi trebuie să gândim și la rațiunea legii, nu neapărat litera și spiritul legii. Deci este supusă spre aprobarea domnilor voastre această scoatere din circuitul agricol al terenului și ulterior urmează să vedem dacă vom primi avizul direcției de agricol, poate nu primim. Și urmează să vedem demersurile următoare, ca să nu pierdem fondul respectiv. Sunt de acord cu pierderea fondurilor. Vă întreb pe dumneavoastră, ați auzit vreodată de intrarea în vigoare a actelor administrative? Da? Bun. Deci dumneavoastră aprobați în ședința de astăzi? Da. Scoaterea din circuitul agricol, da? E doar o aprobare, dar urmează ca scoaterea să fie aprobată în ce direcție agricolă își va da. De acord. Și totodată aprobați și darea de administrare, da? Nu totodată, e o altă hotărâre de tot. Este, dar tot astăzi, nu e... În aceeași ședință. În aceeași ședință, bun. Aveți o hotărâre intrată în vigoare de scoatere din circuitul agricol? Ca să constatați că dați în administrare un alt teren decât pășune? În situația în care hotărârea de propunere pe care dumneavoastră astăzi veți aproba sper de scoatere din circuit va fi validată și vom primi avizul, și atunci vom merge în continuare cu cealaltă propunere. Dacă vin anumite modificări solicitate de direcție, s-ar putea să modificăm și cealaltă hotărâre. E posibil să avem anumite modificări la hotărârea de Consiliu, dar totuși să facem câțiva pași înainte. Hotărârea de dare în administrare nu poate fi dată astăzi, pentru că nu avem o hotărâre de Consiliu Local intrată în vigoare de scoatere din circuitul agricol. Asta este legea, doamnă, dacă vreți să mă înțelegeți. Dacă nu... Astăzi doar se propune scoaterea din circuit. Doar se propune scoaterea. Se propune, dacă se aprobă, după aia dăm în administrare. Putem să aprobați și aceasta. Noi astăzi propunem scoaterea și avem motive, eu zic, justificate să fie aprobată majoritatea votării. Nu putem să supunem la vot, putem supune la vot cea de scoatere, deci o propunerea de scoatere, care ne-a fost la față astăzi, și numărul 3 de ordinea de zi facem o inversare și darea la administrare către Clubul Sportiv. Ca să nu mai convocăm o dată, dacă eu știu, eu sper că va fi bine, să la primea avizul și nu-mi face de vestul. Doamna SFS-ului că în administrare nu i-au solicitat o scoatere temporară sau definitivă și au obținut avizul și și-au făcut proiectul. Deci ca procedură. Iar punem la vot. Să trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul rurarii agricol a unei suprafețe de teren situată în Peluș, municipiul Moinești. Raport Comisia de Urbanism. În urma discuțiilor din comisie, e aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și o votă împotrivă. Discuții? Întrebări? Mulțumesc. Punem la vot. Cine este pentru? Domnul Mocanu? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Împotrivă. Am vot împotrivă. Margine și o abținere normală. Revenim la punctul 2. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Mocanu? Pentru. Domnul Bogdan? Pentru. Împotriva? Un vot împotriva, domnul Dragăștăginu, și o abținere, domnul Mocanu. Vă mulțumesc. Declar că nu încheiat.